Industria de procesare agroalimentară va primi înapoi acciza la combustibil. Ministrul Agriculturii Vlad Bolea a anunțat că va fi creat un fond de peste 93 de milioane de lei pentru afacerile care vor face tranziția de la gaze la păcură sau motorină. În același timp, producătorilor agricoli le-au fost rambursate accizele la motorină în valoare de peste 4,6 milioane de lei. Urmează să facem cât de curând regulamentul împreună cu Ministerul de Finanțe ca să reușim să intervenim și pe această măsură. Aici noi vorbim despre fabricile de zahăr, aici vorbim despre celelalte fabrici de procesare care pot trece de la gazul natural, pot trece la păcuri sau au utilaje cuptoare care funcționează pe motorină. Evident că vorbim despre rambursarea accizei. Totodată, peste 2000 de agricultori au solicitat rambursarea accizei la motorină pentru prima jumătate de an. Autoritățile au început să facă plățile și estimează că toți agricultorii mici și mijlocii vor primi compensații în proporție de 100% din acciză, iar producătorii mari în proporție de 30%. AIPA depune tot efortul ca în termen cât mai proxim să fie rambursat acest acciz. Deja 114 producători au recepționat sursele financiare. Datele se modifică de la zi la zi. Vineri erau 4,6 milioane lei achitate pe conturile solicitanților, și anume vorbim de producători agricoli ce au utilizat această motorină. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a transferat producătorilor agricoli subvenții de 1,1 miliard de lei.